mai reuși. Bă, măcar baia nu e îndoită. Pe mine să-mi bag. E primul accident. Sper că n-ai asigurare la asta. M-am căcat pe mine, dotem. Efectiv tremur de frică. What the fuck? Da. Da. Să că e anul în găzdan. Dar poți să vii, te rog, spre horoscopul. A intrat unul noi și ne-a făcut daună totală. Da. Deci cum faci stânga spre... Nu faci stânga, le urcam pe Regina Maria despre horoscop? Cu avare, da. Cu mașina și direct în pantaloni. Da. Da, deci cum se termină Regina Maria și faci dreapta linia? Ai motocicletă, dacă nu sunt victime, nu pot să mergi pe tramvaiul aiurea. Păi și eu unde să o mut, frate, nu știu dacă merge așa. Bine, hai, te pup. Da. Cât costă oare? Da, care ea, da? Era. A fost, da. Să-mi bag ce m-a încăcat pe mine și dintr-o dată îmi frâne drept. Ai, vrea să ia încolo, nu? Da, nu, cred că voia să ia stânga și a venit tare și a alunecat mașina direct în noi. M-a încăcat pe mine, am crezut că îmi sare airbag-urile în față. E daună totală, trebuie să-mi iau alta. Da. Eu așa zic. 40.000 de euro. Coate, ești prea calm. Da, da, da. Da. Păi și mie thumbnail. Ce li mai lipsa de aici? Hai! Hai! Hop, 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 hop. Asta-i farul. 5.000. Ceva bucăți. Și asta e mașina. Și ninge afară, suntem în hanorac, că nici n-avem deci. În hanorac e bine. Ia uitați-vă. Asta e mașina. Aia e mașina vinovată. Ca să înțelegeți. Noi veneam din partea asta așa liniștiți. El venea de aici foarte tare. I-a alunecat mașina, a intrat direct în noi, n-a sărit niciun airbag și e fix în ziua în care Zbâr și-a pus volanul nou. O să și altă mașină. Partea bună e că nu s-a spart airbag-ul. Ia, mi-a milă. Mașină, mă. Da, am, pot. Nu te răpi. Deci mi-a aduceți. Aveți grijă la tramvai. Da, da, da. Deci nu, deci nu. Hai, stai, stai, stai. Stai un pic să facem cu copii, frate. Dacă poți să mor, dacă e timp. Omos? Ia zic, cum ți se pare? Ce? Cum se pare? Mișto rău! Faceți acolo și acolo! Cât bani faci pe lună, mă? Bă, depinde, acum mai puțin, că trebuie să cumpăr alta. De atât, de asta o lună, o... Mamă! Bă, e bine că suntem toți bine, să-mi bag ele de mașină. Da, mamă, mai călcat dacă te-ai văzut ceva. Ia de drumul încet, hai! Dai drumul încet! Auzi? Păi da, da, să vadă asta pe aici. Ia dă-i, dă-i încet, hai! Hai, lăsați-l, lăsați-l! Dă-i în față! Lăsați-l! Băi, pute acolo pe trotuar. Păi, cât o să trească stau fără mașina acum? Fai de capul tău! Fai de cap, mă, trebuie să-mi iau alta, no cap. Hai, mă, bagă-te în mașină și tu! Hai, dă-mi și eu! Lasă-mi pe aia ta! Mamă, ce-a rămas acolo! Haide, dă-i! Haide! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i, frate! Dă-i, dă-i, dă-i! Hai! Dă-i drept! Dă-i, dă-i, dă-i! Dă-i drept! Da, ai aflat unde are băiatul asigurare? Nu! Acum o să vă explic ce s-a întâmplat și cum am făcut accident. Eu eram cu Gami în mașină pe strada Piața Unirii, iar băiatul cu care am făcut accident, pompier de profesie, se grăbea să ajungă la aeroport să poată pleca în Vama Siret să ajute refugiații ucrainieni. El avea semn de obligatoriu la dreapta, dar când a întors volanul, mașina i-a derapat și a ajuns pe contrasens direct în noi. A venit platforma, băieți, totul e bine, s-a făcut 10 jumate, nu știu câte ceasul, deci deja au trecut vreo 2 ore de la accident.
mașina e acolo, nu prea știu cum o să facă băieții, că o să blocheze și tramvaiul și pe tot. Mi se pare super nasol faptul că a venit iarna fix astăzi, adică noi când am făcut accidentul, nu era gram de zăpadă pe jos și uitați-vă cum e acum. Uitați-vă cum e acum pe jos. Nu prea știu cum o să facă ei. Că vine tramvaiul din partea aia, aici. 11 fără un sfert acum, mutăm mașina. Ia, stai 5 minute să mutăm mașina pe platformă. Pa. Ți-ai luat bara, M? Nu, e plug. Ia uite, și-a pus lip vărul, ești nebun. Bă, cât de frig e, deci trebuie să ajungem la 8 acasă, e 11. Uite cum e mașina. Băi, ți-a pus platforma pe trotuar. A, fii atent, o veste bună. Platforma se decontează pe casco sau pe factură. Da, în 5 ani o să-ți vină bani în cont. E ok, stai liniștit. Las-o. Mai rău n-are cum să o strice de atât. Se vede mai bine pe vlog. Să știți că dacă îmi tremură mâna pe cameră, nu e vina mea, e vina lui Zbâr. -5 grade. Că dacă era după mine, eram acasă deja. Da, una, frate. Mamă, băi, sunt mașina singură, ești nebun, nu e nimeni în ea. Băiatul ține de volan. Pe cheie? E de pe cheie, da. Nu știu ce făcea dacă nu aveam. A bulit bă ultimul model de șeptar. Uitați-vă și voi. Ia uite, m-a bulit bă ultimul model de șeptar. Ia uite ce a făcut. Hai de cap. Ne-am întors din drum, aparent chiar poartă ghinion, că nu era zăpadă pe jos, dar era puținut. Și stăteam fix la intersecția aia și fix atunci a venit unul și a intrat pe contrasens și a intrat direct. Noi ne-am făcut așa direct, nu mai înțelegeam ce se întâmplă. Efectiv. Acolo ai spălător de far, aici n-ai far. Farul băieță l-am în portbagaj, l-am luat acolo. Da, deci a intrat direct de pe contrasens în noi, ne-a aruncat din mașină, ne-a speriat și în secunda 2 deja 10 telefoane ne filmau, nu înțelegeam nimic ce se întâmplă. Este ora 11 noaptea, acum mergem cu mașina de pe platformă direct la Bavaria. Am vorbit cu Dorian acum o oră și mi-a dat un contact, mersi foarte mult, pentru că altfel nu știu unde dracu o duceam. Și mâine dimineața vedem ce se întâmplă de fapt cu ea. Am ajuns acum și la reprezentanță, o să îmbarcăm mașina aici. Și mâine dimineața venim și acum în mașină am stat și ne-am gândit. Voi ați mai încercat să o reparați sau ați vinde-o așa cum e? Nu știu. Sincer, acum când mă uit mai bine la ea, nici măcar radiatorul ăsta nu e atins. Adică e doar bara și elementele astea de pe față. Dar na, nu știu ce să zic. Faci mâine o vizionare, un test drive aici. Da, chiar ar fi ca să facem mâine un test drive. Așa, îmi cer scuze dacă pare că nu-mi pasă sau că nu sunt speriat, dar probabil așa reacționez eu în stări de șoc. Deci, practic, literalmente vorbind și metric vorbind, eu eram la un pas de moarte, pentru că dacă băiatul nu intra în față și intra în ușă, nu știu dacă mai vedeați vlogul ăsta acum, îl vedeați peste 6 luni, dacă auzeați discursul ăsta de la Gabi. Și da, deci literalmente la un pas de moarte să-mi fac. Ce frică mi-e acum când stau și mă gândesc. What the fuck, și mai e și frig. Asta e gen cea mai mare temerea mea, să mor și să fie frig afară. Bă, ce lăsă în jos, frate. Mai bine dați-vă de acolo, că nu e, nu mai lăsați așa. Ai dreptate. Ia uite, am plug, ia uite. Avem plug, mă. Au, să nu sară în far acum. Și la ce mai trebuie un farul ăla? Pe ăla nu avem cum să-l păstrăm, nu? Dacă se scrie, se schimbă. Nu, glumesc. Ia uite, jumătate de șeptar, băieți. N-are nimic, vărule, e full, n-are accident, vericule. Cumpărați cum crede. Iese la Polish, mă place. Iese la Polish. Iese la un Polish. Iese la un Polish. Bă, te luat zăpadă, o ia bine. Hai. Bă, în urma ei nu prea mai e zăpadă. Bă, da, ce frumos arată volanul ăla de la Vivasi. Chiar îmi pare rău de el. Bogdan, te rog eu să faci altul. Acum este a doua dimineață și mergem la Bavaria să vedem ce se întâmplă până la urmă cu mașina, dacă pot să o repare, dacă pot să ne dea bani pe ea, câți. Da, chiar nu știu, abia am dormit aseară, a fost destul de greu să adorm. Mă gândeam, gen, efectiv, fix când s-a întâmplat accidentul și după n-am avut niciun fel de problemă, dar atunci când m-am pus în pat să dorm, parcă vedeam accidentul în reluare de 100 de ori. Și da, e mai bine că s-a făcut dimineața. Mai aruncăm o privire și pe lumină. Nu arată mai bine. Nu știu la ce mă așteptam.
În Otopeni la... O să vă arăt și experiența mea cu asigurările și ce o să facem cu mașina până la urmă, dacă o să o reparăm sau nu. Până atunci, singurul meu gând este că sunt recunoscător că nu a pățit nimeni implicat în accident absolut nimic. Și vreau să vă mulțumesc și vouă pentru toată susținerea pe care am primit-o de când s-a întâmplat accidentul. Mulțumesc pentru toate mesajele frumoase și sper ca vlogurile să revină la normal.